În următoarele 24 de ore se anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. La Briceni și Soroca vor fi 13 grade, iar la Bălți și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol și la Leova sunt prognozate 16 grade, iar la Cumrat și Cahul 18. În capitală ziua vor fi cel mult 16 grade, iar noaptea până la 8 grade Celsius. În următoarele zile, în întreaga țară, maximele vor oscila între 18 și 20 de grade, iar noaptea între 6 și 9 grade Celsius. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid vor fi 25 de grade, la Paris se așteaptă 18 grade, iar la Londra 16. La Berlin vor fi 15 grade, iar la Roma 29. La Praga și la Varșovia se anunță 14 grade, iar la Budapesta va fi cu un grad mai mult. 17 grade vor fi la Viena, iar la Belgrad 19. Maxime de până la 19 grade sunt prognozate și la București, dar și în capitala Turciei. La Atena vor fi până la 25 de grade. La Kiev vor fi cel mult 12 grade, iar la Moscova cu unul mai puțin.